Cântarea 21 este o cântare pe care o cântăm împreună cu orchestra. Cântare care spune: O Tată Sfânt, noi Te iubim și numele Tău înălțăm. Vie împărăția Ta, noi Te rugăm și lucrarea Ta, noi o preamărim. Binecuvântat fii, O Doamne, Cel ce ai fost, ești și vei fi, Sfânt și minunat și puternic, în veci Tu vei domni. Haideți să cântăm spre slavă lui Dumnezeu această cântare. Și va domni în veci. Și este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. El merită toată gloria. Să-i aducem în această zi și în fiecare zi din viața noastră. Cântarea numărul 48. O altă cântare pe care o cântăm împreună cu orchestra. Glorie, veșnică glorie, îți aducem, Iisuse, în veci de veci. Preamărim împărăția Ta, slavă scântăm și înălțăm gloria Ta. Veșnică glorie,
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Doamne, ești veșnic de toată gloria, slava și cinstea pe care vrem să-ți aducem și în această dimineață, în locul acesta, în casa Ta. Dorim, Doamne, ca prezența Ta, Doamne, să o simțim fiecare dintre noi. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, meriți toată închinarea, Doamne, în această dimineață din partea noastră. Mulțumim, Doamne, pentru că facem parte din biserica Ta. Mulțumim pentru lucrarea măreață de mântuire pe care ai realizat-o prin Domnul Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne, pentru că suntem ai Tăi, Doamne, și mulțumim, Doamne, pentru că de 2000 de ani, Doamne, biserica Ta este mărturie pe acest pământ. Doamne, vrem ca fiecare dintre noi, Doamne, să fim o binecuvântare, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai mântuit și suntem copiii Tăi. Dorim, Doamne, ca și în această zi să înălțăm și să glorificăm numele Tău. Mulțumim, Doamne, pentru că suntem la închinare și am vrea ca în această dimineață să ne însoțești cu prezența Ta. Doamne, Te rugăm să Te înduri de cei care sunt în suferință. Doamne, binecuvintează acolo unde sunt, acasă sau în spitale, pune-ți mâna Ta peste ei și peste familiile lor, Doamne, și mângâie ei. Te rugăm în această zi, Doamne, să binecuvintezi și lucrarea de la Sibiu. Fă, Doamne, ca mărturia copiilor Tăi de acolo, Doamne, să aducă multă binecuvântare pe cei care vor privi la această lucrare. În această dimineață, Doamne, binecuvintează copiii Tăi din țara noastră care au sărbătoare, Doamne. Te rugăm, Doamne, să-i umpli de prezența Duhului Tău cel Sfânt și fă, Doamne, ca învierea Domnului Iisus Hristos, Doamne, să fie o realitate vie în viața lor. Doamne, Te rugăm în această dimineață să binecuvintezi cuvântul Tău, Doamne, și am vrea, Doamne, să ne crești în harul Tău, să ne umpli de prezența Ta. Binecuvintează fiecare membru a bisericii. Doamne, Te rugăm să ne ajut să trăim plăcuți înaintea Ta și în această lume să fim o binecuvântare, Doamne, așa cum ne-ai chemat. Îți mulțumim pentru că ești plin de dragoste. A Ta să fie toată slava, cinstea și gloria. Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locurile și corul va slăvi pe Domnul prin cântare. Spunem bun venit în casa Domnului în această zi și ne rugăm că Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dorim ca Dumnezeu să ne dea o zi minunată în casa Lui și în prezența Lui.
Vă spunem tuturor bun venit, în mod deosebit îi salutăm pe musafirii pe care îi avem împreună cu noi. Avem împreună cu noi pe fratele Cristi Natiuc, împreună cu soția Oana și copiii, de asemenea sora Delia, sora fratelui Doru, de la Arad, ei sunt la Arad, toți acum ne rugăm că Dumnezeu să-i binecuvinteze. Salutăm pe frate Florian din Austria, alți frați, surori din Austria care sunt împreună cu noi și ne rugăm că Dumnezeu să binecuvinteze toți frații noștri care sunt împărțiți și răspândiți într-o parte sau alta a lumii. De asemenea, aș dori să salut în mod deosebit pe fratele Lucian Tuduc. El vine de la cea mai mare distanță, din Noua Zeelandă. Este acolo la balcon, Domnul să îl binecuvinteze. I-a fost dor de România și de biserică. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze familia și să continue Domnul să-i folosească ca o mărturie a lui acolo în acea țară depărtată. Câteva anunțuri pentru biserică. În ziua de astăzi la Sibiu este un eveniment special numit Rugăciune pentru Națiune. Credincioși evanghelici din Sibiu și din alte părți ale țării se adună acolo să se roage Domnului pentru țara în care ne-a așezat, pentru conducerea țării. După câte știm, și președintele țării care e de acolo, din Sibiu, este acasă, e la Sibiu. Domnul să-i vorbească și lui și tuturor celor care sunt înălțați în dregătorii. Tot la Sibiu, luni va fi Consiliul Uniunii, în ziua de marți va fi Conferința Națională a Cultului Creștin Baptist din țara noastră și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrările fraților noștri din țara în care ne-a așezat Dumnezeu. Fratele Paul va predica cuvântul Domnului după masă la noi în biserică. Serviciul din timpul săptămânii este în ziua de joi, joi seară de la ora 6, vine seara tineretul, tot de la ora 6. Sâmbătă dimineața rugăciune de la 9 la 10, în fiecare dimineață de la 5 și jumătate. Duminica viitoare, de la 9 la 12, dimineața de la 5 la 7 după masă, în cadrul serviciului de dimineață vom avea cina Domnului. De asemenea, duminica viitoare, de la 9 la 10, continuă catecheza, pentru că ne pregătim de botezul care va avea loc în biserica noastră în 24 aprilie, ziua de florii. Și ne rugăm de pe acum ca Dumnezeu să binecuvinteze acea dublă sărbătoare. Duminica viitoare, în cadrul serviciului de dimineață, vom avea o colectă specială pentru finalizarea lucrărilor la biserica din Nojorit, biserica noastră filială. Îi încurajăm pe frați, pe surori, să dea fiecare după cum hotărăște fiecare în inima lui, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dar e nevoie de un efort special ca să putem duce la bun sfârșit lucrarea de acolo. Deci, duminică dimineața vom avea această colectă specială. Coriștii se adună săptămâna viitoare, luni seară de la ora 6, e întâlnirea corului reunit și marți seara de la ora 6 e întâlnirea corului bărbătesc. Am văzut-o și pe sora Miceta cu sora dânsei din Austria, Domnul să îi binecuvinteze, să le binecuvinteze, să binecuvinteze toți frații noștri care sunt în Austria și în alte țări. Și pentru că acolo se sărbătorește astăzi învierea Domnului și cei mai mulți frați de credință ai noștri astăzi sărbătoresc învierea Domnului.
Haideți să-i salutăm și să ne salutăm frumos unii pe alții. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Numele Lui fie binecuvântat în veci. Amin! Ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și cântăm o cântare de înviere. Cântarea numărul 522, 522. Slujesc pe Salvatorul, pe Cel ce a înviat. Eu știu că El trăiește cu slavă îmbrăcat, îi simt deschisă mâna și brațul iubitor și când îl chem, El vine în ajutor. E viu, e viu, trăiește Domnul meu. Haideți din toată inima să cântăm cântarea aceasta. Orchestra, apoi sora Eli Ficuț și după aceea rugăm pe fratele Lucian Tuduc să aibă un cuvânt de salut pentru biserică. Rog deja să coboare, să vină aici împreună cu noi, pentru că ne bucurăm din toată inima să fim împreună în dimineața aceasta. Oh.
să vă citesc câteva versete care inspiră cântarea aceasta. Este o cântare evreiască și ilustrează textul din Romani 4, capitol, de la versetul 18. Avram, căci despre el este vorba, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese. Așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu de plin încredințat că el, ce făgăduiește, poate să și împlinească. De aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită. Nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți, pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți, neprihăniți. Fiecare zi care trece, fiecare clipă care trece, ne apropie tot mai mult de cer. Și pentru timpul pe care ni-l dă Domnul,
să venim cu mulțumire, pentru că viața noastră este în mâna Lui. Clipă ce trece în zbor, suntem tot mai aproape de al nostru Creator. Nu pot să oprești timpul, nici zilele ce trec, dar pot să stai o clipă, să îngenunchezi. Viața mea, tu-mi cercetezi sufletul și inima. Dimineața-n zori, cerul tu-l cobori, ne dai zi. Ce trece în zbor, suntem tot mai aproape de al nostru Creator. Cinstește-l cu iubire în timpul ce ți-a dat și prețuiește clipa să fii înălțat. Doamne, Tu la viața mea, Tu-mi cercetezi sufletul și inima. Dimineața-n zori, cerul Tu-l cobori, ne dai zile-n dar, timp de har. Viața mea, Tu-mi cercetezi sufletul și inima. Dimineața-n zori, cerul Tu-l cobori, ne dai zile-n dar, timp de har. În mine e un tremur. Am plecat în urmă cu aproape 10 ani din România. Am zis eu că plec. Am tot cochetat eu ani de zile că o să plec. Am cochetat cu gânduri că o să plec. Și am zis, voi pleca. Domnul a zis, vrei să pleci? Te duc eu. O singură ușă mi-a fost deschisă. Și am zis, oi, foarte bine, Noua Zeelandă, țară creștină, frumos, minunat. Am ajuns acolo, un pământ arid. E un creștinism. Și Domnul Iisus spune în Luca 18, da, cu versetul 8, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credința pe pământ?
Acolo biserica încearcă să aducă lumea în biserică, nu biserica în lume. Aș vrea să vă gândiți cât e de mare județul Bihor și județul Arad la oaltă. Mai puteți pune un pic și din Cluj. 4 biserici cunosc unde se vorbește cuvântul, unde se predică cuvântul ca aici. Și nu sunt biserici mari, sunt biserici de 20-35 de membri, nu mai mult. Care din dumneavoastră v-ați gândit dimineață, vreau să mă duc la biserică, trebuie să ajung la biserică, să te iei și să mergi până la Bujac, la Arad, în fiecare duminică, pentru o oră, să asculți cuvântul. Cuvântul e foarte rar. Lumea e creștină, așa zis creștină, carismatici. Eu nu le zic carismatici, eu le zic carismagici. Totul, la toți le vorbește Domnul, toți fac minuni, dar Biblia spune ceva. În ziua aceea, mulți vor zice, Doamne, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi minuni? Și Domnul le va spune, nu vă cunosc, plecați de la mine, lucrători ai fără de lege. Și am înțeles ce înseamnă aceasta. Când Dumnezeu îți dă legea Lui și îți pune dragostea Lui în inimă, nu faci lucrurile acestea pentru ca să te arăți cine ești, ci faci lucrurile acestea ca să-i mulțumești. A lucra fără de lege, Dumnezeu vrea să-ți dea legea Lui. Și tu mergi la El, nu pe calea Lui, ci alegi calea ta. Multe căi se par bune omului, dar la capăt duc la moarte. Iisus este calea, adevărul și viața. Aș vrea să încurajez păstorii, pe frații păstori, și să le spun, fraților, dacă ceva ne-a ținut în viață, a fost cuvântul care s-a predicat aici. Am ajuns să-mi aduc aminte ce s-a predicat. Am ajuns să caut pe internet, pentru că ești departe. Fiți ca cei din Berea, cercetați scripturile, să vedeți că ce vi se spune este adevărat. Apreciați și rugați-vă pentru păstori. Pentru că grea viață au și ei. Poate vi se pare că e ușor. Dar îl văd pe păstorul care păstorește pentru noi în localitatea unde mergem, în Taupo. Îi plânge inima când vede că oamenii vin și pleacă. Pentru că nu-i ceva care le gâdâle urechea, nu-i ceva care le place. Sunt biserici de sute și mii de membri, dar nu e cuvânt, e moarte. Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Și aș vrea să închei cu ceea ce spune Pavel în Corinteni, în capitolul 11, cu 1, foarte ușor de reținut. Și aș vrea ca toată biserica să zică împreună cu mine, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Amin. Așa să ne ajute Domnul, să călcăm pe urmele Mântuitorului. Ați auzit cât face până la biserică? Ca de aici până la Arad. Și sunt oameni care stau în Oradea, membri ai Bisericii Emanuel, care nu vin și duminică dimineață. Duminică după masă.
Nu știu ce am mai putea spune ca oamenii să se trezească și să fim mulțumitori harului pe care îl avem în locul acesta. Să ne ajute Domnul. Orchestra laudă pe Domnul și apoi mă ascultam duet, fratele Florin Șușman cu sora Geta Bucur. Apocalipsa, capitolul 7, începând cu versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului. Erau îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Amin. Vă invităm ca următoarea cântare să o cântați și dumneavoastră împreună cu noi. Spre ceruri, cu tine să
Predicarea cuvântului, ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Doru, să-l folosească în transmiterea cuvântului divin pentru fiecare dintre noi. Haideți înainte să ne salutăm unii pe alții, ne ridicăm în picioare și dăm mâna cu cei din apropierea noastră și o facem cu bucurie. Cântarea 312. Suntem în drum spre casa cerească. Mulțumim Domnului că astăzi suntem în casa Domnului, aici pe pământ, și avem părtășie cu El și avem părtășie unii cu alții. Frumoasă Domnului casă, spre ea merge un sfânt popor, biserica Lui cea aleasă slăvește pe al ei Salvator.
Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, la capitolul 16, citim de la versetul 19 și până la versetul 31. Era un om bogat care se îmbrăca în purpură și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac, numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, l-a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav mă chinui în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că acei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avraam, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu asculte pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Până aici cuvântul Domnului, pe care rugăm să-l binecuvinteze pentru inimile noastre. Amin. Pe vremea când călătoria în America se făcea cu vaporul și dura mult până când traversai oceanul să ajungi acolo, pe un astfel de vapor, la un moment dat, comandantul a urcat pe punte să se uite în zare, să dea mâna cu oameni îmbarcați pe vapor, să salute pe unii și alții. Era sus, pe puntea de deasupra, și-a observat că aproape de margine de parapet este un bărbat care aruncă în aer câte ceva și apoi prinde. Și iar aruncă și prinde cu mâna cealaltă. Și face lucrul acesta în legănarea vaporului. S-a apropiat de el și omul a prins ce aruncase în aer și l-a întrebat ce face. Și omul a spus, domnule, eu sunt scamator. Toată viața mi-am făcut scamatorii în fel și chip și îmi păstrez dexteritatea. Am primit viza și mă mut în America. Am vândut tot ce am avut. Mi-am cumpărat biletul pe acest vapor și toată averea mi-am băgat în diamantul ăsta. Poftim? Da, da. Diamantul ăsta din mâna mea e toată averea mea. Bun, și te joci așa cu el deasupra apei. O, dar sunt scamator. De o viață întreagă fac lucrul ăsta și chiar și aici, de 2 ore, tot asta fac. Îl arunc în aer, întind mâna și îl prind. Ia uite! Și în secunda următoare, l-a scăpat în apă. Omul a albit și s-a uitat îngrozit la valul și a zis, e tot ce am! O să spui în dimineața asta că-i poveste,
Și cine ar fi atât de nebun încât să se joace cu ce are mai de preț în halul ăsta? Tu. Tu te joci cu sufletul tău, cu ce ai tu mai de preț, deasupra unui hău a veșniciei. Te tot joci cu sufletul tău. Capitolul 16 în Evanghelia după Luca se ocupă de subiectul sensibil al bogățiilor. Am văzut încă de la începutul capitolului principiul stabilit de Domnul Iisus. Cine nu este credincios în lucrurile mici, nu va fi nici în cele mari. Cine nu-i credincios în lucrurile sau în bogățiile încredințate lui vremelnic, nu-i vrednic să încredințeze Dumnezeu adevăratele bogății. Cine nu-și administrează viața și tot ce-i dă Dumnezeu, înțelept, pentru slava lui Dumnezeu, pentru binecuvântarea altora, cine nu câștigă suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, cu ce i-a dat Dumnezeu aici vremelnic, nu-i va încredința Dumnezeu adevăratele bogății, nu-i va încredința Dumnezeu cerul și cere spirituale. Domnul continuă învățătura și vorbește aici ucenicilor și fariseilor deopotrivă. Continuă să spună ceva despre viața doi oameni. Numesc asta biografie completă, întreagă. De obicei, biografiile oamenilor de aici, de pe pământ, încep cu s-a născut, cu ce a făcut și a murit. Domnul Iisus duce viața acestor oameni și ne spune ceva despre dincolo de moarte. Duce biografia lor până în veșnicie. Ne gândim mai puțin la veșnicie. Ne mai bântuie așa gândul la câte o mormântare. Ne mai trece câte un fior la câte o catastrofă. Dar ne revenim și ne reîntoarcem la lucrurile pământești de aici care ne-au prins. Nu ne place să ne gândim la veșnicie. Este o discuție și o dezbatere între cercetătorii Bibliei, nu de azi de ieri, ci de când avem acest cuvânt în Scriptură, dacă partea aceasta din Biblie este relatarea unei situații reale sau este o pildă. O pildă este o poveste posibil reală. Ea nu-i fantastică. Ea vorbește despre elemente și despre oameni și despre situații care sunt posibile în realitate și care are o lecție sau mai multe lecții pentru viața noastră, lecții morale, lecții spirituale cu implicații în veșnicie. Dacă cele spuse de Domnul Iisus aici ar fi o pildă, ar fi singura pildă spusă de Domnul Iisus în care Mântuitorul spune un nume. În nicio altă pildă, niciodată, Domnul Iisus n-a spus vreun nume. Semănătorul a ieșit să seamene,
N-a fost un singur semănător, au fost mulți semănători. Sunt mulți semănători care seamănă în lumea aceasta și Domnul folosește imaginea aceasta din realitatea vieții. Și vorbește despre asta ca să arate cum sămânța carde în diferite tipuri de teren și ce se întâmplă cu ea, cu aplicații la cuvântul lui Dumnezeu și diferitele inimi ale oamenilor, ascultătorilor cuvântului, reacția lor la cuvânt, răspunsul lor la cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu ne spune numele semănătorului. Ar fi putut să aleagă un semănător, îl știa Fiul lui Dumnezeu și să se refere chiar la semănătorul acela. Putea să aleagă numele unui împărat și să se refere chiar la împăratul acela când vorbește despre un împărat sau altul care face cu tare lucru. Despre un slujitor sau altul, despre un stăpân sau altul. Putea să aleagă chiar o nuntă nume și să vorbească despre fecioarele acelea pe nume. Dar n-a făcut-o. Dacă este o pildă, ar fi singura în care Domnul Iisus spune numele unuia dintre personaje, Lazar. Asta ne face să credem că Fiul lui Dumnezeu vorbește aici despre o situație absolut reală, nu doar posibil reală, și vorbește chiar despre un om bogat, la ușa căruia chiar a fost un sărac numit Lazar, și despre ce s-a întâmplat cu ei în viața aceasta și în veșnicie. E cu atât mai important lucrul acesta, nu că ar scădea învățătura pe care o spune Domnul cu privire la viață și veșnicie, la situații de administrare a bunurilor noastre în viața aceasta și a necazurilor noastre în viața aceasta, la raportarea noastră la cuvântul lui Dumnezeu în viața aceasta și consecințele din veșnicie. N-ar scădea cu nimic învățătura Fiului Dumnezeu și dacă unii vin și spun este o pildă și referirea la Lazar este cu intenția de a ne duce după aceea la Lazar din Betania. Chiar dacă ar fi lucrul acesta, învățătura Domnului Iisus este cât se poate de categorică cu privire la viață, la bunurile materiale, la situațiile prin care trecem, la deciziile pe care le luăm cu implicații în veșnicie. Hotărârile pe care le luăm aici au implicații pentru toată veșnicia. Fariseii care ascultau lucrul acesta erau convinși că vor ajunge în cerul lui Dumnezeu. Mergeau la sinagogă de ori de câte ori erau ușile sinagogii deschise. Citeau scripturile și socoteau că ele le dau viața. Făceau toate ritualurile și mai mult decât le cerea scriptura ca să placă lui Dumnezeu, dar mai ales să impresioneze pe oameni. Dădeau toate zeciuielile și au mai inventat ei altele. Participau la toate sărbătorile și se socoteau fiii lui Avraam. Dacă citiți în Ioan, în capitolul 8, s-au supărat când Domnul Iisus a vorbit despre fiii celui rău și au zis, noi suntem fiii lui Avraam, noi cu Avraam ne identificăm aici și cu Avraam le plăcea să se identifice în veșnicie. Pe de altă parte erau iubitori de bani, pe de altă parte le plăcea să aibă oamenii părere bună despre ei, pe de altă parte, se arătau neprihăniți pe din afară și aveau păcatele lor ascunse pe din lăuntru. Le plăcea mult de tot să știe ce părere au oamenii despre ei. Iisus le-a zis, versetul 15 mai devreme spune, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Vina lor nu era că erau bogați. Vina lor era aceea că iubeau banii, erau prinși de dragostea pentru mamona. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau îl va urâ pe unul, sau va iubi pe celălalt,
sau va ține numai la unul și îl va nesocoti pe celălalt. Nu-i puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate aceste lucruri și își băteau joc de el. Problema lor era că erau iubitori de bani. Avraam, cu care se identificau, a fost un om bogat, dar Avraam l-a iubit pe Dumnezeu și s-a uitat după cetatea care are temelii tari. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Timotei, în capitolul 6, că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Spune însă apostolul acolo și Duhul Sfânt prin gura lui, spune-le, adu-le aminte, să nu-și pună speranța, nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Problema lor era că și-au pus nădejdea lor în niște bogății nestatornice. Asemenea bogatului, oamenii aceștia au falimentat să-și adune adevăratele bogății pentru viața veșnică, chiar dacă l-aveau pe Avraam ca tată. Versetul 24 spune, așa strigă bogatul, tată Avraame sau părinte Avraame, îl numește tatăl lui pe Avraam, bogatul acesta. Dacă vă uitați în versetul 27, rogu-te, dar tată Avraame, părinte Avraame. Dacă vă uitați în versetul 30, nu părinte Avraame, a zis el, de câte ori s-a adresat lui Avraam bogatul, l-a numit tatălui. Da, Avraam este numit pe paginile Bibliei tatăl celor credincioși. Așadar, în dimineața aceasta aș vrea să vedem că, conștienți sau inconștienți, alegerile prezente determină veșnicia noastră. De aceea trebuie să ne pocăim, să credem ce spun Scripturile și să trăim după voia lui Dumnezeu. Sunt două adevăruri la care vă chem să privim în această dimineață. Mai întâi, afirmarea perspectivei. Sunt doar două locuri posibile a destinului nostru etern. Și apoi să ne uităm la alegerea personală. Pocăința și credința vis-a-vis de părerea oamenilor. Sunt doar două locuri posibile în veșnicie. Nu există loc de mijloc. Domnul Iisus este cât se poate de clar în ceea ce spune în textul acesta. Poate fi chin veșnic sau mângâiere veșnică. Când spun asta, rămân strict în termenii spuși de Domnul Iisus. Oricum ai vrea. Oricum ai vrea să spui altfel. Unul este în chin cumplit și celălalt este în mângâiere. Așa folosește Domnul Iisus în text cuvintele. Grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta, spune unul. Și despre celălalt Avraam spune, acum aici el este mângâiat. Unul este în iad și celălalt este în rai. Oricât am încercat să filozofăm și să dezagreiem și să facem explicații pe cuvântul Hades folosit aici și dacă este un loc comun împărțit în două sau locul acela este la distanța atât de mare, enormă, în termenii de distanței noștri. Un lucru este clar, nu puteau să treacă dintr-o parte în alta și se vorbește aici despre chin și mângâiere. În tradiția iudaică, cerul era descris prin imaginea unei mese bogate. De aceea,
Domnul Iisus spune în Luca 13 că vom sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov și vorbește în termenii lor, înțelegi de ei. Acel înseamnă o părtășie specială cu mari oameni ai lui Dumnezeu, cu oamenii credincioși ai lui Dumnezeu, cu oamenii curați ai lui Dumnezeu, cu oamenii care s-au așezat în voia lui Dumnezeu, imperfecți, oameni păcătoși al minteri, dar care sunt răscumpărați prin credința lor în cuvântul lui Dumnezeu, în jertfa Domnului Iisus Hristos, fie dacă au privit spre ea înainte sau au privit spre ea prin credință înapoi, cum privim noi astăzi. Șederea la masă împreună. Imaginea aceasta folosește Domnul Iisus la cina Domnului când spune că vom lua masa cu El în împărăția lui Dumnezeu. În sensul acesta, la masă când stăteai, locul de onoare era acela la dreapta. Când stăteai la dreapta cuiva și dacă erai apropiat de el, îți lăsai capul pe pieptul lui, te culcai pe pieptul lui și își punea mâna pe după tine, stăteai lângă el. Ioan la cina Domnului e înghiontit de ceilalți, îi fac semn. E cel mai aproape de Domnul. Ucenicul care ținea capul pe pieptul Domnului Iisus se descrie pe sine. Stăteau jos. Masa era înaltă, așa cât scaunele pe care stăm noi. Ioan stătea cu capul pe umărul, pe pieptul Domnului aici și ceilalți îi spun, întreabă-l tu despre cine-i vorba aici. Ești mai aproape de el. Când textul nostru ne spune că a murit Lazar și a fost dus în sânul lui Avraam, exprimarea aceasta însemna pentru ei, a fost așezat la dreapta lui Avraam, la masă acolo. Aici în Evanghelia după Luca, ceva mai devreme noi ne-am uitat aici în capitolul 14, când Domnul Iisus a fost în casa unui fariseu. Și fariseii au chemat acolo, au adus acolo un om bolnav, un om umflat de apă, cu țesuturile pline de apă, bolnav. L-au așezat în fața Domnului Iisus ca să-l vadă și să-l provoace. Și după ce omul a fost vindecat, a părăsit locul acela. O, nu l-ar fi așezat la dreapta fariseului, a gazdei care a dat masa. Ar fi fost prea cumplit pentru ei. Cum să stea la dreapta lui? Cum să stea la locul cel mai de cinste un nenorocit ca ăsta? Așa că imaginați-vă ce șocant a fost pentru ei când Domnul Iisus spune despre acest Lazar, plin de bube, bolnav, la care se uitau câinii mai mult decât stăpânul casei în fața porții căruia stătea omul ăsta. Că ajunge să moară și să fie dus la dreapta lui Avraam, cu capul pe sânul lui Avraam, pe pieptul lui Avraam, e așa de aproape de el. Cum nenorocitul ăsta e mai aproape de Avraam decât mine bogatul, decât mine înstăritul, decât mine sănătosul, decât mine care mă duc la sinagogă, dau zeciuială și fac atâtea lucruri. Tot ce ar fi putut să se laude farisei aceștia, care își cântăreau, își evaluau prin bunăstarea lor gradul lor de spiritualitate, ziceau ei. Dacă ne merge bine, înseamnă că suntem buni. Dacă i-a mers rău, înseamnă că nu-i chiar cum se cade. Aceasta este discuția care vine să ne spună că dincolo sunt doar două locuri. Cu siguranță Domnul Iisus nu vorbește despre toate detaliile privitoare la veșnicie și nu cunoaștem toate lucrurile pe care le vom face acolo. Dar ne spune de pildă Scriptura 1 Corinteni 6:3 prin Apostolul Pavel că noi, cei credincioși, vom judeca pe îngeri. Ne va chema Dumnezeu să pronunțăm judecata
asupra îngerilor căzuți. Îți va da Dumnezeu autoritate asupra lor să pronunți judecata eternă de trimiterea lor în adânc. Da, așa cum spune cântarea pe care tocmai am cântat-o, vom fi scăpați de păcat și dureri. Da, vom fi împreună cu Domnul pentru totdeauna. Apocalipsa 21 descrie cerul nou și pământul nou în care va locui neprihănirea. Și vom căpăta tot felul de slujiri. Ne va încredința Domnul adevăratele bogății pe care să le administrăm în închinare înaintea Lui. Într-o bucurie a creației fără păcat. O veșnicie întreagă. De partea cealaltă, Domnul Iisus este Cel care a vorbit mai mult despre iad decât oricine altcineva pe paginile Bibliei. În tot restul Noului Testament, n-avem atâta învățătură despre iad cât a spus Domnul Iisus despre asta. Întunericul de afară unde e chinul și scrâșnirea dinților, plânsul veșnic, bocetul. Viermele lor nu doarme. Un chin teribil. Iadul este un loc real. Iadul este întuneric etern. E întunericul de afară. Iadul este singurătate eternă. Iadul nu este un hai și trai și veselie și nu e un bar mare în care îți faci de cap. Iadul este o singurătate veșnică. Cu nimeni nu vei avea nimic. Cu propria ta conștiință va trebui să trăiești o veșnicie întreagă. Iadul este o separare eternă. Iadul este o amintire cumplită eternă. Așa că e greu să ai insomnii sub frământările acuzelor. Să știți că toată tărășenia asta cu ținerea în arest, cu arestarea și cererea asta de a aresta un politician, de a primi acordul, de a fi arestat, are în ea ceva psihologic. Anchetatorii știu că dacă ești singur cu propria ta apăsare, cedezi. E greu. Imaginează-ți că nu te scoli noaptea și dai drumul la televizor ca să nu-ți mai vină în minte ce ai făcut. Imaginează-ți că nu te mai scoli noaptea și să te chinui și să spui, de-abia aștept să vină ziua. Imaginează-ți că nu mai vine ziua. Și că ești în continua apăsare a păcatelor tale. E cumplit. Iadul este o astfel de stare veșnică. Un loc real despre care vorbește Domnul și spune că e locul de chin. Atât de chinuitor este în iad, încât bogatul preferă să nu se mai întâlnească cu frații lui. Oricât am fi de tensionați între noi din cauza firii pământești și a nimicurilor din lumea asta, dar sângele apă nu se face. Îți dorești să-ți întâlnești fratele, sora, pe cineva drag. Omul ăsta zice, am 5 frați și nu vreau să vin în acest loc de chin. Iadul este locul în care nu mai există atei. Singura lor problemă este că au ajuns să creadă prea târziu.
Dar e locul în care cred. Cred în Scriptură, că cer să fie predicată. Cred în jertfa Domnului Iisus. Cred chiar și în învierea din morți. Dar prea târziu. O, dacă ar fi crezut lucrurile astea aici, înainte de a ajunge în iad. Dincolo în veșnicie există doar două locuri. Unul de chin veșnic și celălalt de bucurie, împlinire și binecuvântare veșnică. Sunt cel puțin trei erezii care circulă în lume și sunt la modă și astăzi. Prima erezie cu privire la iad este universalismul. Teoria asta zice că Dumnezeu e bun și că în bunătatea asta Lui nu va fi El rău cumva, nu va nega bunătatea, e atât de bun încât nu va trimite pe nimeni în iad. În final, toți vor fi mântuiți. Nu e adevărat. Nicăieri în Scriptură, nicăieri în Scriptură nu există o astfel de învățătură. Bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu rămân egale în aceeași măsură. Bunătatea și adevărul lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu rămân egale în aceeași măsură. Alții vin și spun o altă teorie, anihilismul. Dumnezeu distruge pe cei răi, îi spulberă pe cei răi. Va fi așa un moment cumplit de pedeapsă, o clipă după care sunt terminați. Nu vor mai exista. Să știți că același cuvânt este viață veșnică și pedeapsă veșnică. În Evanghelia după Matei, când vorbește Domnul despre asta, spune aceștia vor merge în viață veșnică și aceștia în pedeapsă veșnică. Veșnic și veșnic sunt același cuvânt. Ori sunt amândouă eterne, ori amândouă ori sunt pentru o clipă. Așa cum veșnicia și binecuvântarea e veșnică pentru copiii lui, așa pedeapsa este veșnică. Alții vin cu teoria purgatoriului. Și purgatorul a fost introdus ca o stare intermediară în care se duc unii care nu sunt așa răi să meargă prima dată în iad. Dar și aia din iad mai sunt transferați în purgatoriu și după ce suferă o vreme și-ar plăti pentru păcatele lor, sunt luați de acolo și transferați într-o zi în rai. Nu e adevărat? Avraam e cât se poate declara aici când îi răspunde bogatului: între noi și între voi este o prăpastie așa de mare încât să nu se poată trece. Și nu se poate trece. O, teoriile acestea vin doar să mângâi un pic oamenii în continuarea trăirilor în păcat. Oricât de șocant ar fi sentimental, iadul este o realitate. Și Domnul Iisus a vorbit clar despre asta. Dincolo în veșnicie sunt doar două destine. Unul de binecuvântare veșnică și celălalt de blestem veșnic. Dar care e temeiul pentru care cineva ajunge în rai și altcineva în iad? Bogatul n-a ajuns în iad pentru că era bogat și nici săracul n-a ajuns în rai pentru că era sărac. Zice Avraam, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat, ai ales lucrurile bune, iar Lazar pe cele rele. O citire superficială te face să înțelegi și să zici, păi unul a ales bogăția și celălalt ce? Adică Lazar a ales, scuzați-mă, Lazar a ales bubele? Nu l-a făcut să le aleagă. Lazar a ales să fie cercetor? Nu. Lazar a ales el să stea acolo din roșii la poartă să-l lingă câinii? Nu. Dar zice că le-a ales pe alea bune.
care sunt alea rele și alea bune la care se referă textul? Mai citim o dată versetul 15 înainte. Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Auziți? Două criterii de cântărire. În percepția oamenilor și în percepția lui Dumnezeu. Părerea oamenilor și părerea lui Dumnezeu. Unele lucruri sunt bune în ochii oamenilor și sunt disprețuite de Dumnezeu. Altele sunt bune în ochii lui Dumnezeu și sunt disprețuite în ochii oamenilor. Dacă ne uităm la dialogul celor doi, vom descoperi la ce se referă. Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiul i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, ascultă bine dialogul ăsta. Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Ascultă ce zice Avraam. Avraam a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Zice versetul 16 mai devreme, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare ca să intre în ea de năvală. Legea și prorocii era expresia din vremea aceea pentru Biblia cât o aveau ei, adică Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, zice Avraam, au Biblia, au Scripturile. Să asculte de Scripturi. Ce-ți spune aici Avraam, Domnul Iisus spunând cuvintele în gura lui, zice așa, asculți de Biblie, nu mergi în iad. Nu asculți de Biblie, mergi în iad. Dar cine să le spună? Au Biblia. N-au nevoie de altceva. Au Scriptura. Am o întrebare. Să asculți de Biblie, să asculți de Scriptură, e înălțat între oameni sau disprețuit? Dacă nu mă credeți, vă rog să sunați la vecinul dumneavoastră acum când mergeți acasă, spui, bună ziua, vecine. Știi, m-am hotărât să ascult de Biblie. Numai ta vă rog să-i spuneți. O să uite așa lungă tine, zice, sigur vă simțiți bine? Dar de ce trebuie să asculți de Biblie numai când nu te simți bine? Du-te, te rog, la serviciu și spune la șeful, de mâine nu mai mint. M-am hotărât să ascult de Biblie. Ups. Stai așa. Cum adică te-ai hotărât să asculți de Biblie? Păi, are și cartea asta dreptate pe aici, pe acolo. Dar nici chiar în halul ăsta să ascultăm de ea. Și dacă asculți de Biblie, ascultă mai departe dialogul. Nu, părinte Avraam, mi-a zis el, bogatul, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Adică dacă se pocăiesc frații ăștia lui, nu vin în acest loc de chin. Criteriul după care Dumnezeu se uită dacă te trimite în iad sau rai, e pocăința. Din nou vă întreb, e apreciată pocăința de oameni? Nu. De-aia ne și zic așa, pocăiții, știți, cu o anumită ironie în glas. Pocăința nu e apreciată. Și-a ales lucrurile bune, bogatul. Probabil că avea Biblia.
undeva raft, că dă bine, dacă tot ai bani, să-ți cumperi și o carte frumoasă, dacă se poate, în piele aurită, măcar când intră cineva în casă la tine să o vadă în bibliotecă. Dă bine să o ai așa. Pare om de cultură. Ei, dar nu s-asculți de ea. Că dacă asculți de ea, nu mai ești pe placul oamenilor. Asta a fost decizia lui. Și zice Avram, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, adică Scriptura, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Nu vor crede. Dacă ar crede, credința i-ar scăpa de iad. Dar credința nu este apreciată între oameni. A alege lucrurile bune după mintea bogatului însemna să fii religios, dar nu chiar pocăit. Să fii religios, dar nu chiar să crezi tot. Să fii religios, dar nu chiar să asculți de Biblie. Asta l-a dus în iad. Înțelegi? Dar marea majoritate a oamenilor gândesc așa. Ce-i înălțat între oameni, adică oamenii ăștia culți, care să fie așa, dar nu chiar. Ăia l-au să mai bătuți în cap. Ăia l-au să iau prea serios. Niciun motiv n-avea să creadă Lazar. O ar fi avut destule motive după mintea oamenilor. Poate că o fi fost o nevastă în spatele lui care a zis ca nevasta lui Iov. Blastă-mă pe Dumnezeu și pieri. Nu vezi în ce hal ai ajuns? Cam ca Iov e acolo. Rău nenorocit. După mintea oamenilor n-avea niciun motiv să creadă în Dumnezeu. Dar dialogul acesta ne face să înțelegem că acest om a ajuns acolo pentru că s-a pocăit, a crezut și a luat în serios Scripturile. La școala duminicală, învățătorul de școală duminicală le-a vorbit copiilor despre bogat și Lazar. Și la sfârșit a zis, copii, dacă ați avea de ales, cum ați vrea să fiți? Ca bogatul sau ca Lazar? Și copilul a ridicat mâna și a zis, eu aș vrea să fiu ca bogatul în viața asta și ca Lazar în cealaltă. Dacă ne-ar lăsa Dumnezeu după mintea noastră, noi așa vrea. Nimeni nu poate sluji însă la doi stăpâni. A spus-o deja Domnul Iisus în capitolul 16. Nimeni nu poate fi și ca bogatul, prins de lucrurile lumii acesteia, sfidător față de Dumnezeu, disprețuitor față de semeni, dar binecuvântat în veșnicie. Așa că trebuie să te hotărăști. Da, frate Doru, dar dacă chiar ar învia cineva din morți, ne-am hotărât. Serios? Așa au zis și ei. Așa au zis și bogatul. Auzi, dacă le-am trimite lucrul ăsta, ce zici? Am via Lazar din morți. Lazar, prietenul Domnului, am via din morți. Și citim în textul biblic că farisei au zis, hai să-L omorâm pe Iisus și să-L omorâm și pe Lazar. Bă, să-L omorâm, că din cauza lui să duc după el. Știi ce ai face dacă ar învia cineva din morți? Ca să trăiești mai departe în păcat, ai fi în stare să-L omori. Să-i închizi gura. Dar ce Lazar? A înviat Domnul nostru Iisus Hristos din morți. Binecuvântat să fie El. Mare parte a creștinilor în lume sărbătoresc asta astăzi. Se scoscula de dimineață, deja sunt la sfârșit de zi în altă parte a lumii și au zis, Hristos a înviat și adevărat că a înviat. Și trăiesc ca și când e mort. Domnul nostru Iisus Hristos, care a înviat din morți, a venit și ne-a spus, sunt doar două locuri. Dacă decideți să vă pocăiți și să credeți,
să vă întoarceți la Dumnezeu și să credeți în Domnul Iisus ca Mântuitor, să ascultați de Biblie, vă garantez veșnicia cu mine. Vă pregătesc un loc, mă voi întoarce și vă voi lua ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Dacă nu, va veni ziua când iadul va fi aruncat în iazul de foc, care este moartea a doua. Și cu o judecată absolută pronunțată asupra ta, pentru veșnicie, vei fi departe de fața Domnului. Este o cântare deosebită în cărțile de cântări pe care o cântă corul. Și am rugat să ne conducă în dimineața aceasta în această cântare. Cântarea 578. 578. Cântarea aceasta spune ce minunat este în cer. Haideți împreună cu corul să cântăm cântarea. Să ne aducem inima în închinare. Și apoi fratele Petrică ne va conduce spre încheierea acestui serviciu divin.